Ne dorim că echipa noastră să rămână pe primul loc cu grupul. Haideți să-i aplaudăm pentru toate succesele de până acum și să continuăm să-i susținem pe tot parcursul meciului. Hai, Dunării! Primul 11 al echipei Copești Leoten, cu numărul 1, Voican Andrei, cu numărul 14, Niculin Sredar, cu numărul 4, Cotan Soare, cu numărul 16, Cărmaciu Dan Alexandru, cu numărul 5, Măzărache Data, cu numărul 11, Nicolae Sfărian, cu numărul 10, Pătraș Palin, cu numărul 15, Caplan Onur, cu numărul 2, Vincene Tom, cu numărul 20, Boianjiu Leonard Valentin, și cu numărul 9, Nedel Bocavian. Primul 11 al echipei Arsenal Tonight. Cu numărul 1, Benveniș. Cu numărul 3, Toman. Cu numărul 6, Oșcar. Cu numărul 14, Gheorghe. Cu numărul 77, Stan. Cu numărul 19, Cumbuidiu. Cu numărul 26, Novak. Cu numărul 8, Mitrică. Cu numărul 22, Mihai. Cu numărul 11, Mere. Cu numărul 7, Zătreanu. Bucuratele de fotbal. La Paul. La Paul. Mergeți în vestiar. Îi spuneți lui Achi să aducă apărătorile. Luat. Wow.
chiamo patrono. Thank you.
regăsire, dragi prieteni ai fotbalului. Suntem din nou pe profilul oficial de Facebook al Arsenalului din Tunari pentru această partidă derby care se dispută într-o zi neobișnuită pentru Arsenal Tunari, în ziua de vineri, și voi și explica de ce. Până una alta, să spunem că este un derby al seriei a patra din Liga a treia în faza play-off. Sunt Cristian Frisc și vă invit la meciul dintre Tunari și Popeștile Ordeni, un meci între primele două clasate care va începe chiar acum. Lovitura de start urmează să aparține echipei gazdă, Arsenal Tunari, care joacă în roșu complet, în vreme ce Popeștiul este în albastru complet. Motivul pentru care meciul se joacă vineri, dragi prieteni, este o solicitare făcută de echipa oaspete de Sport Club Popeștile Ordeni, deoarece în această localitate din sudul capitalei este o populație majoritar catolică, o populație care evident va serba Paștele duminică. Din acest motiv s-a solicitat ca jocul să fie mutat vineri, nu sâmbătă, și iată o primă intervenție a medicilor care este necesară acolo. A fost, nu știu ce s-a întâmplat, o luptă pentru minge lângă linia de margine și să sperăm că nu vom avea nimic grav de raportat în urma acestui incident. Aruncare de la margine pentru cei de la Popeștile Ordeni. Echipa oaspete începe cu Andrei Voican între buturi. Jucătorii de câmp sunt cu numărul 14 Darius Neculăiță, numărul 4 Vlad Motroc, numărul 16 Dan Tâlmaciu, numărul 5 David Măzărache, numărul 11 Florian Niculae, numărul 10 Alin Pătrașcu, numărul 15 Onur Caplan, numărul 2 Vincene Toma, care este și capitanul echipei, numărul 20 Leonard Boiangiu și numărul 9 Octavian Nedelcu. N-a fost nimic grav acolo la acea fază. Portarul Voican de la echipa oaspete degajează lung, o luptă pentru minge care a fost acolo câștigată inițial, și încă un atac destul de tare. Arbitrii trebuie să calmeze acolo spiritele, pentru că este o situație încordată deja din primele minute, văd. Un meci care a început cu multe contacte între jucători. Echipa oaspete este pregătită de Valentin Ivan, antrenor cu portarii Cristian Popescu. Rezervele formației din Popeștile Ordeni sunt Achiriloae pentru postul de portar, Angel Lolescu, Ivan, Alexandru Ivan, Păun, Ion Ștefan, Papa Nicolau, Sima și Parcea. Spuneam, capitan de echipă este Vincene Toma. De partea cealaltă, Harrison Devenish, australianul dintre buturile Tunarului. Jucătorii de câmp sunt Răzvan Coma, numărul 3, Liviu Oșca, numărul 6, capitan de echipă, Alexandru Gheorghe, numărul 14, Alexandru Stan, numărul 77, Gabriel Plumbuitu, numărul 19, Daniel Novac, numărul 26, Paul Mitrică, numărul 8, Marian Mihai, numărul 22, Claudiu Herea, numărul 10, și Andrei Zătreanu cu numărul 7 pe tricou. Iarăși este acolo un contact petrecut în preajma careului și meciul a început, cum spuneam, foarte, foarte îndârjit în ambele tabere. Vedem ambiția victoriei. Rezervele echipei pregătite de Gabriel Manu sunt Dani Sforanu, Bogdan Barbu, Ionuț Pârvu, Florina Vădanei, Teodor Badea, Cosmin Lambru, Alexandru Stoian, Alexandru Nedelcu și Robert Păncescu. În staful tehnic al lui Gabriel Manu se mai află Alin Ilin, antrenor secund, Mihai Bulgaru, kinetoterapeut, Diana Arpenti, medic, am văzut-o deja pe teren, Laurențiu Vlădilă, delegat, Ilie Stan, preparator fizic. Să vedem această acțiune care se anunță periculoasă, cu preluarea foarte bună acolo în banda lui Claudiu Herea. Acesta a încercat o combinație, mingea este însă recuperată de Vincene Toma și arbitrii dau fault. Apropo, să nominalizăm și brigada de arbitri care este condusă de Nicolae Breoi din Ploiești. Cele două margini sunt asigurate de Cristian Ilinca și Daniela Constantinescu, ambii din Craiova. Gabriel German din capitală este observatorul de arbitri și Andrei Simion, de asemenea din capitală, observator delegat pentru probleme de joc și de organizare. În precedenta partidă, disputată tot aici, la Tunari, în sezonul regulat, echipa gazdă s-a impus cu 2-1 după ce Popeștiul a furnizat o frumoasă surpriză în prima repriză. Deși venită fără 6 titulari, echipa
Oaspete a condus atunci cu 1-0, însă ulterior, în partea a doua a meciului, situația s-a întors și a fost un spectaculos 1 final, 2 pauză, sau 2 pauză, 1 final, mai bine zis, ca să respectăm cronologia. Din nou minge câștigat acolo de Andrei Zătreanu, puternicul atacant, a combinat acolo. El este un jucător de talie, la propriu și la figurat. Mingea se întoarce la Alexandru Gheorghe, care încearcă o centrare lungă pe partea cealaltă. Foarte bună această diagonală și șutul, care nu este cea mai fericită soluție sau nu are eficacitatea dorită de acolo. Un șut care a fost prins de către portarul echipei oaspete, Andrei Armando Voican. Minge înapoi dată de David Măzărache și rezultă o aruncare de la margine. Pressing sus făcut de elevii lui Gabriel Manu, fostul portar de la Sportul Studențesc, printre altele. O galerie destul de vocală acolo la peluză pentru echipa Tunariului. Așadar, un gest frumos până la urmă din partea conducerii echipei tunărene, care a acceptat, cum spuneam, solicitarea popeștenilor de a se juca vineri. Este Vinerea Mare pentru catolici și astfel ei pot să petreacă și ziua de mâine acasă în familii, pregătindu-se de Paște. Pentru ortodoxi, Paștele este săptămâna viitoare, știm bine acest lucru. Un fault care a fost sesizat de arbitru după intervenția prin alunecare a lui Alexandru Gheorghe. Nu se dă deocamdată cartonaș, e o intrare care a fost într-adevăr penalizată tehnic, iar arbitrul din Ploiești a simțit nevoia unei discuții lămuritoare. Lovitura liberă pare să fie executată de către Vincene Toma, purtătorul banderolei de capitan pentru formația vizitatoare, pentru Sport Club Popești Leordeni. Da, Vincene Toma trimite lung acolo, dar Harrison Devenish are ceva probleme. Prinde însă în doi timpi, reușește să stăpânească acel balon pe care ulterior îl degajează direct în afara terenului. Un meci care a început, cum spuneam, acerb, aproape fără menajamente, aș putea spune, din partea tuturor celor implicați. Un joc care cu siguranță merită urmărit atât de suporterii uneia dintre echipe, cât și de ceilalți. În prima etapă din play-off, CS Tunari, numele oficial, nu figurează pe site-ul Federației Române de Fotbal și denumirea tradițională Arsenal pentru albroșii, a învins pe Real Bradu cu scorul de 3-1, în vreme ce Sport Club Popești Leordeni a remizat în minutul 90 plus 3, gol egalizator, cu CSM Flacăra Moreni. 2-2 așadar scorul respectiv. Popeștiul a ratat de 5 ori cu poarta goală. A fost un meci cu foarte multe astfel de evenimente. Chiar îmi spunea conducătorul de acolo, Petrică Pașculea, că dacă n-ar fi fost la meci și n-ar fi văzut ceea ce s-a întâmplat, poate că n-ar fi crezut să ai atâtea ocazii, atenție, cu poarta goală și totuși să nu reușești să câștigi pe teren propriu în fața unei echipe Flacăra Moreni, care nu emite atâtea pretenții precum Tunariul și precum Popeștiul, dragi prieteni. Clasamentul arată în felul următor: CS Tunari pe prima poziție cu 43 de puncte, SC Popești Leordeni locul al doilea, 34 de puncte, pe 3 este CSM Flacăra Moreni, 24 de puncte, și pe locul 4 Real Bradu, 22 de puncte. Și cu toate că suntem abia în etapa a doua a play-off-ului, e foarte greu pentru Flacăra Moreni, de exemplu, să recupereze atâtea puncte în cele 8 etape care au mai rămas de disputat, chit că valoarea este comasată, se joacă, știm bine, 3 tururi, tur, retur și iar tur, între aceste 4 echipe, formațiile Tunari și Popești Leordeni, care au terminat pe primele locuri în sezonul regulat, sunt avantajate de program, deoarece vor juca pe teren propriu 5 meciuri față de 4 câte evoluează în fața propriilor suporteri, cei de la Bradu și cei de la Moreni. Vincene Toma, foarte frumos, încearcă acolo să se răsucească, se descurcă în fața lui Gabriel Plumbuitu, pasa este tot în bandă, revine mingea la Vincene Toma, care are centrul de greutate jos, provine din mini-fotbal, să nu uităm, are câteva titluri, nu știu exact câte, de campion european la activ,
A fost cu echipa națională de mini-fotbal a României și la Mondialul din America de Nord, din Statele Unite ale Americii. O reluare cu capul acolo, peste poarta lui Harrison Devenish. Vincene Toma a plecat atunci cu naționala noastră și gazdele din Statele Unite ale Americii au pregătit o surpriză, cu ghilimelele de rigoare, pentru că nimeni n-a știut, cel puțin din delegația noastră, că se va juca pe sistemul fotbalului cu mantinelă, pe acele terenuri care seamănă cu un patinoar de hockey, având mantinelă inclusiv lângă poartă. Iese Harrison Devenish, respinge din fața atacantului de la Popeșle Ordeni. Un stop bun acolo pe partea stângă a lui Florian Niculae. Acesta este însă mai puțin concentrat la capitolul pasă și balonul este recuperat de Tunăreni. Lipsește Lucian Ion, știți bine, are fractură de tibie și peroneu. A fost operat după un meci amical cu CSM Alexandria. El și-a fracturat piciorul aici fiind contrat de unul dintre jucătorii teleormăneni. Și a ajuns la operație chiar în aceeași zi, acum se află în convalescență și îl așteptăm cu toții pe teren cât mai repede posibil. Apropo, e derby și în Teleorman, tot acum, la aceeași oră, vineri la ora 17, a început meciul dintre CSM Alexandria și Sporting Roșiori. De asemenea, e un meci între primele două clasate, dar în faza play-off avem foarte multe derbiuri în Liga a treia, deoarece e clar s-au comasat valorile și sunt cele mai bune echipe din fiecare serie. Liviu Oșca, frumoasă acea pătrundere individuală, resping însă jucătorii echipei oaspete, dar atacanții au fost destul de departe de locul de cădere al balonului și n-au putut să facă presiune pentru a continua faza. Echipele de aici, din seria a patra, se vor încrucișa cu cele din seria a treia. În faza barajului se vor juca semifinale întâi, locul 1 cu locul 2 din fiecare serie și un prim cartonaș galben pe care l-a acordat arbitrul. Cel care l-a primit este Onur Caplan, jucătorul, mijlocașul echipei din Popeștile Ordeni. Echipă care joacă pe fostul stadion Intergaz. Acolo s-a jucat inclusiv în Liga Secundă, unul dintre terenurile de fotbal din Popeșle Ordeni, localitate care a fost la un moment dat foarte prolifică din punct de vedere al bazelor sportive. Era și Danubiana, era și Viscofilul. Din păcate, acestea două sunt în paragină. De fapt, Danubiana este în paragină, în vreme ce stadionul Viscofil a fost transformat, i s-a schimbat utilitatea. Și acum, dacă eu nu mă înșel, găzduiește un manej. Tot e bine, pentru că este cât de cât o activitate legată de sport și aceasta. Urcă Plumbuitu pe partea dreaptă. Nu, a fost Alexandru Gheorghe, nu Plumbuitu. Acesta a încercat un lung de linie. Linge câștigată de Alba Albaștri. Boiangiu combina acolo cu Vincene Toma. Boiangiu a fost în echipa Progresului Spartac, atunci când formația bleu-albastră s-a bătut la promovare cu Slatina și a pierdut în baraj. Progresul Spartac, care a barat, să nu uităm, sezonul trecut drumul Tunariului spre Liga Secundă, tot așa într-un baraj în dublă manșă, au fost mai buni la acel moment cei de la Progresul Spartac. Vincene Toma preia în centru, șutează de la peste 30 de metri, însă mingea plânge, scuzați termenul, până la portarul Harrison Devenish. Apropo că sunt condiții meteorologice destul de nepotrivite pentru luna aprilie, în seria 1, în Moldova și în Bucovina, nu s-a jucat niciun meci sau nu se joacă niciun meci din cauza ninsorilor și a viscolului. Toate partidele au fost amânate și se vor disputa, dacă am văzut bine, în data de 10 aprilie. Asta dacă, evident, condițiile meteorologice vor permite. Foarte frumoasă acea preluare cu pieptul și e de galben aici, Boiangiu. Într-adevăr, Boiangiu l-a blocat acolo incorrect pe Paul Mitrică. Arbitrul oprește executarea rapidă a acelei lovituri libere pentru că era ocupat cu notarea cartonașului, al doilea pe care le-a formația din Popeștile Ordeni în aceste prime minute de joc.
Lovitură liberă executată scurt. Răzvan Coman transmite înapoi această minge pentru Daniel Novak. Și el jucător care dă siguranță, dă stabilitate formulei gândite de Gabriel Manu. Ceea ce îmi place foarte mult, în special la echipa gazdă, dar același lucru cred că poate fi spus și în cazul oaspeților din această partidă, este că ambele echipe au încercat să-și contureze o proprie identitate tehnico-tactică, să-i spunem așa. E un fault acolo, o intrare destul de tare a lui Vlad Motroc, care își doboară adversarul. Da, și să nu uităm că făcusem și acea referință la echipele cu care Tunariul și Popeștiul, părerea mea, se vor întâlni în baraj. În seria 3-a, pe cealaltă parte de tablou, avem CSEA Fumat și Farul 2 Constanța. Bine, între Farul Constanța și Înainte Modelul ar mai fi luptă. E mai mică diferența acolo, 34 respectiv 30 de puncte. Mai este și Gloria Albeștea, patra clasată, cu 29 de puncte. Dar calculele hârtiei spun că acestea două sunt formațiile cert favorite pentru ocuparea primelor două locuri și implicit accederea regulamentară în barajul pentru promovare. Lovitura liberă de la 30-35 de metri, poziția este perpendiculară, popeștenii au făcut zid din doi jucători acolo. O minge care se duce însă pe lângă poartă, n-a fost cadrată prea precis această minge și oportunitate pierdută de către băieții lui Gabriel Manu. Executantul a fost Paul Mitrică. Tocmai că sunt echipe ordonate, echipe disciplinate, care știu fotbal, care au și jucători importanți, cum ar fi Claudiu Herea, de exemplu, la CS Tunari, dar nu numai el, în general, în ultima vreme la CS Tunari au venit jucători cu mult peste valoarea medie a Ligii a treia, care au evoluat aici și care au ajutat tocmai la acest proces de stabilire a unei identități, de conturare a unei identități. Foarte bună pasă dată de Herea pentru Plumbuitul, acesta centrează, vine și șutul expediat acolo din vole cu piciorul stâng de Zătreanu. Se apără însă bine oaspeții și, dacă nu mă înșel, cel care a respins afară, care a deviat, a fost Onur Caplan. Lovitură de colț. Toate fazele fixe se pot considera a fi foarte, foarte periculoase, foarte importante în contextul unui meci în care avem două echipe sensibile, egale, valoric, și iată lovitura de cap. Resping însă cei de la Popeștile Ordene, a fost o recentrare, o schemă la acest corner cu venire pe colțul scurt și recentrare pe partea cealaltă pentru diagonala spre colțul lung. Între timp este un fault pe care l-a suferit Alin Pătrașcu, omul care a marcat golul Popeștiului în partida de acum câteva săptămâni în sezonul regulat. Foarte importantă și acea dispută, pentru că nu e ca la prima ligă, punctele nu s-au înjumătățit, echipele au intrat în faza play-off în aceste ultime 9 etape cu zestrea pe care au acumulat-o în cele 18 meciuri disputate în sezonul regulat. O lansare acum periculoasă, cei de la Popeștile Ordeni încearcă să atace spre partea dreaptă, un șut din volet de pe linia careului mare, dar execuția este imprecisă și mingea se duce spre fanionul de colț. Două echipe din județul Ilfov, reprezentante ale unor localități puternice și cu tradiție foarte bogată în practicarea sportului cu balonul rotund, fotbalul. Aruncare de la margine lungă până în zona din vecinătatea careului. A obținut faultul acolo Octavian Nedelcu, vârful de atac al formației vizitatoare, care văd că face pereche bună acolo în zonă centrală cu Boiangiu, dar și cu Florian Niculae. Lovitura liberă de lângă linia de margine.
centrare periculoasă, blocul defensiv se prezintă însă bine, cu un plasament pe măsură. Au indicat însă offside acolo cavalerii fluierului și se dă lovitură liberă indirectă pentru Tunari din propriul careu. Un joc de bună calitate până acum, aș zice că peste media eșalonului în care ne aflăm, Liga a treia. Iată acolo intrare corectă aici, acea contră este corectă, poate că a fost faul ceva mai devreme acolo unde întoarce faza arbitrul, dar să știți că deși a apărut o intrare peste limita regulamentului, nu a fost, mingea a fost la mijloc între cei doi jucători care au fost implicați în duel. Cu călcâiul a încercat acolo frumos Gabriel Plumbuitu. Bine se orientează în spațiu acolo Florian Niculae și obține aruncarea de la margine. Minutul 21 al partidei, 0-0 în derbiul seriei CS Arsenal Tunari cu SC Popești-Neordeni. Un pic alunecos terenul, Plumbuitu frumos, pasează printre picioarele lui Măzărache până la Claudiu Herea, cărui centrare este foarte bună și gol, 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 gol. Zătreanu, minutul 22, iată ce a însemnat acea recuperare lângă linia de margine venită după un asist de aici al lui Claudiu Herea și Zătreanu este cel care reușește să înscrie golul de 1-0. La mijlocul reprizei, Zătreanu deschide scorul 1-0 în favoarea formației gazdă CS Arsenal Tunari. Numărul 7 pentru Arsenal Tunari, Zătreanu. Foarte frumoasă corelația între Crainicul Arenei și galeria de la peluză în stilul marilor stadioane. Ați văzut, Crainicul striga numele, era completat de peluză cu prenumele. Așa trebuie să fie frumos, să ne simțim bine la un spectacol fotbalistic deținut între două echipe bune, chiar foarte bune, și credeți-mă că nu vreau să exagerez în niciun fel, atât Tunariul cât și Popeștiul-Leordeni sunt două echipe bune ale acestui eșalon al treilea. Din punctul meu de vedere mi-aș dori amândouă să poată promova, lucru care evident este imposibil. S-ar putea ca niciuna, cine știe, pentru că și afumațiul Orifarul Constanța, echipa a doua a lui Gică Hagi, au pretențiile lor. Din toate aceste patru formații va promova una singură. Bine, aici am oarece dubii cu privire la acest sistem. Nu știu dacă este atât de bine să-ți știi din start echipele cu care te împerechezi. Chiar discutam cu mai mulți oficiali de echipe de Liga a treia și aceștia spuneau, deci nu o singură părere de acest gen, ci mai multe, că dacă tot ai ajuns până aici, îți permiți să te duci la Reșița, la Timișoara, la Tulcea sau oriunde ar fi, deci ar trebui să se utilizeze un sistem de tragere la sorți, echipele de liga de pe locul întâi să intre într-o urnă, cele de pe locul al doilea într-o altă urnă și apoi să se joace semifinale și finale de baraj pentru cele 5 locuri promovabile în Liga Secundă. Lovitură liberă pentru oaspeți din jumătatea de teren adversă, același Vincene Toma este cel care va executa. Aerisește jocul, încercând să paseze spre cineva care era liber, în speță Vlad Motroc, fundașul central. Avansează ca la rugby, câștigă teren oaspeții, un nou fault, însă ceva mai de aproape și este un cartonaș galben pe care îl dă acolo arbitrul.
N-am văzut exact cine a luat cartonașul galben din tabăra formației gazdă, dar oricum, cred că asta e mai puțin important acum. Lovitură liberă pentru Popejle Ordeni, poziția este bună pentru o centrare spre buchetul de jucători din mijlocul careului. O centrare, boxează acolo Harrison Devenish, care a văzut traiectoria mingii în ultimul moment. Onur Kaplan preia centrarea acestuia deviată. Harrison Devenish anticipează bine și ține mingea în teren, evitând cornerul. Foarte bună degajarea cu mâna pentru Herea. Acesta îl pune în valoare pe Marian Mihai, jucător de viteză. Foarte bună și intervenția fundașului de la Popejle Ordeni. Cred că a fost Tâlmaciu cel care a reușit o alunecare tipic britanică și a acordat o banală margine. Faza putea fi mult mai periculoasă. O minge pasată cu ghilimele de rigoare spre portar. Scuzați-mă, nu vreau să fiu răutocios niciodată, știu bine că toți cei care sunt în teren sunt extrem de dedicați și încearcă să dea tot ce au mai bun din ei, însă nu întotdeauna iese. Și să nu uităm totuși că aici nivelul este unul semi-profesionist sau non-amator. Nu putem să cerem mai mult decât e normal unor jucători care poate au și alte joburi, alte servicii, alte ocupații pentru a se întreține pe ei și familiile lor. Foarte bună această pasă, Măzărache pătrunde pe partea stângă, dar sistemul defensiv al lui Gabriel Manu dă rezultate. Bună cooperarea între fundașul lateral dreapta și fundașul central, stoperul de picior drept de acolo. Onur Kaplan preia, minge în spate pentru Motroc. Din cercul de la centru, acesta trimite în dreapta spre Neculăiță. O încrucișare acolo a lui Neculăiță, cred că este cu Alin Pătrașcu acolo. Și o minge centrată, dar fără probleme pentru Harrison Devenish. Este destul de frig și aici, undeva la 4-5 grade Celsius, bate și vântul. Însă condițiile sunt bune de joc. Bună preluarea lui Mitrică. Mitrică schimbă cu Herea. Acesta avansează pentru partea stângă și un șut care nu este respins decât în față. Mare șansă pentru Paul Mitrică să facă 2-0 după șutul lui Marian Mihai din colțul careului. Golkeeperul Andrei Voican a bâlbuit un pic acea minge, a scăpat-o în față unde Paul Mitrică a fost foarte aproape de a semna al doilea gol pentru Arsenal. O minge centrată, se respinge. Prea acolo singur Gabriel Plumbuitu, care a avut timp să gândească faza, a centrat, dar Andrei Voican la fel a văzut repede traiectoria și a încercat la rândul său repede să degajeze pentru a-și pune echipa pe contraatac, dar a trimis la omologul său din partea cealaltă, la Harrison Devenish. În general, Arsenalul marchează mai multe goluri la peluza tunurilor, în partea cealaltă, invers față de direcția de atac din prima repriză. Plumbuitul respinge cu umărul în afara terenului. Rămân la părerea că este un meci de foarte bună calitate. Dacă se respectă și principiile sportivității, atunci vom avea un spectacol total până minutul 90. Tâlmaciu spre Motroc. Acesta urcă a la Mats Hummels, dacă nu e prea exagerată comparația. Și acesta a încercat lansarea către banda stângă, însă mingea a fost trimisă prea tare, prea puternic. Un
Vincene Toma, preia pe piept. Tot pe piept preia acolo și Nicolae Florian lângă el. Intervine decis Claudiu Herea, căruia nu-i cade niciun galon să facă și faza de apărare. Cei doi frați Herea jucaseră ultima dată la Metalul Globus împreună, la echipa de Liga Secundă. O talpă acolo, cred că s-a dat indirectă, pentru că nu a existat contact, deși e destul de dureroasă și această talpă, e un contact mediat de minge, să spunem așa. Însă gândiți-vă că sunt două forțe de sens opus care se întâlnesc în acea buclucașă sferă. Pot rezulta și întorse de gleznă în astfel de cazuri. Da, este indirectă, plumbuitul s-a ridicat, a șchiopătat puțin, dar nu e nimic grav. O minge în adâncime acolo, foarte bună preluarea pe care o reușește marcatorul golului, Andrei Zătreanu. Acesta a venit de la Steaua, dacă vă aduceți aminte, și deja se impune ca un jucător cu state de serviciu, nu neapărat vechi, dar oricum este deja un om de bază la Tunari. Minge controlată de Daniel Novac, un alt jucător cu CV bogat. Novac încearcă să pătrundă un umăr la umăr, corect judecat de arbitru. Leonard Boiangiu l-a deposedat acolo pe Novac. Respinge Liviu Oșca, fără să se complice, ala Baresi, iarăși dacă nu greșesc cumva o comparație și care ar putea părea deranjantă în alt context. Baresi și Vierhovod spuneau că nu este nicio rușine pentru fundaș să dai mingea afară, să o bubui și să îndepărtezi pericolul. Onur Caplan greșește pasa. A încercat acolo să-i retrimită, să redubleze cu David Măzărache. Am intrat în minutul 32, 1-0 CS Tunari, gol marcat de Zătreanu în urmă cu 10 minute. Alexandru Gheorghe, lansare spre careul advers, același Zătreanu este însă al doilea în duelul cu portarul Andrei Voican, care își folosește mâinile în suprafața de pedeapsă. Onur Caplan în fața careului, un mijlocaș la închidere care are o sarcină dificilă astăzi, pentru că trebuie să acopere o arie foarte mare, trebuie să ajute și construcția. Măzărache primește în stânga, foarte bun acest 1-2. Măzărache controlează mingea pe linia de margine, reușește la timp pasa pentru Alin Pătrașcu, care este faultat. Urcă Motroc, Onur Caplan cere lângă el, Motroc transmite însă spre Neculăiță în partea opusă și un ochi avizat probabil că vede niște trasee foarte bine definite la ambele echipe. Traseele pe care circulă mingea sunt, se observă lucrate la antrenamente. Foarte rar există instinctul care bate rațiunea, logica în acțiunile jucătorilor pe teren. Onur Caplan preia. Începe construcția popeștenilor de la nivelul fundașilor. Acum Pătrașcu, un adevărat dirijor la mijlocul terenului, susținut și de Leonard Boiangiu. La fel, un jucător care a venit după o perioadă de accidentare, dar pare că ușor-ușor revine la forma care l-a consacrat. Absență importantă în tabăra oaspeților, Vlada, fostul jucător rapidist care e accidentat pe termen lung, să zicem așa. De asemenea, Lolescu, care este rezervă astăzi, nu e în plenitudinea forțelor fizice. O pasă bună acum, bună și preluarea în partea stângă, să vedem continuarea acestei acțiuni cu centrarea care este respinsă în cele din urmă de Tâlmaciu. Mai lipsește și Șutru de la echipa oaspete, un junior care încearcă să ducă mai departe tradiția acestei familii foarte cunoscută la Popești de Ordeni. Am spus atâtea lucruri încât îmi dau seama că
pentru Popești de Ordeni ar merita la un moment dat să fie editată, să fie publicată o monografie sportivă a localității, pentru că sunt foarte multe aspecte care pot intra între coperțile acelei cărți, la fel și pentru Tunari. Clubul în forma actuală are istorie începând din 1980, dar cred că de când lumea s-a practicat fotbalul în special, dar și sportul la nivel general în localitate. Iar Clubul Sportiv Tunari, care este susținut de Primăria Comunei Tunari și Consiliul Local, cam asta vrea să facă. Știți bine că există o gamă diversă de sporturi care se practică sub egida acestei instituții cu personalitate juridică. La fel și la Popești de Ordeni, este club sportiv de drept public, susținut de primărie și de Consiliul Local. Și tot așa se încearcă, pe lângă fotbal, care este sportul rege, sportul emblematic, să crească și alte discipline sportive. O centrare, dar Harrison Devenish este acolo atent și prinde. Ar mai fi cam 10 minute până la pauză. Prea acolo Claudiu Herea. Mitrică, 1-2 cu Herea în cercul median. Banda stângă a Tunariului are funcționalitate, combinațiile sunt la fel bine creionate. Nu se grăbesc gazdele la această aruncare de la margine, executată între timp spre Marian Mihai. O nouă centrare bună și a sărit un pic pe lângă traiectorie Claudiu Herea. Blochează acolo Răzvan Coman. Dacă ar fi fost driblat, exista posibilitatea unui contraatac. Și încă o dată este un moment care ar fi trebuit să lipsească din acest spectacol. Jucătorii celor două echipe au avut ceva de împărțit. A intervenit energic arbitrul asistent. Iar arbitrul îi cheamă pe beligeranți la o mică ședință, care are darul de a calma spiritele. Trece mingea. Este recuperată cu ușurință de Alexandru Gheorghe. Oșca, spre siguranță, trimite la portar. Degajare bună a lui Harrison Devenish. Vine din spate Zătreanu și se reactivează poziția de offside. Onur Caplan execută, tot el revine în posesia mingii. Avantajul terenului propriu este important la acest nivel, motiv pentru care vedem parcă o doză de agresivitate în sensul bun al cuvântului superioară în cazul tricourilor alb-roșii. Mi-aduc aminte meciul din cupă cu Dinamo, când ambele echipe aveau tricouri alb-roșu, culorile de tradiție. Tunariul a jucat în calitate de gazdă în echipamentul tradițional, conform regulamentului. Apropo de cupă, ați văzut ieri sferturile de finală. S-au disputat ultimele două, Șepși, Oeșca și CFR. Cluj s-au calificat pentru penultimul act. Ele chiar se vor întâlni pentru un loc în final, în vreme ce pe partea cealaltă de tablou vom avea UTA Universitatea Cluj. Minutul 39, Arsenal Tunari, Sport Club Popești de Ordeni, 1-0, gol marcat de Zătreanu în minutul 22. Coman. Alexandru Gheorghe, pe care îl văd într-un rol de fundaș central.
foarte bun, însă și pe ofensivă poate să fie reprofilat înapoi pe postul de om de bandă dreaptă, dacă va fi nevoie. Iată-l avansând. O minge lungă spre careul advers. Blumbuitu sprintează, dar Măzărache este primul la balon. Preia o pasă cam grea acolo pentru portar și este penalti. Lovitură de pedeapsă, neglijență în apărarea celor de la Popejle Urdeni și un atac al lui Tâlmaciu întârziat. Lovitură de pedeapsă care va fi executată de către Claudiu Herea. Am impresia că tot Claudiu Herea a fost faultat. Oricum contează mai puțin. Claudiu Herea a arestat balonul și în minutul 40 se pregătește să execute acest penalti care poate să facă 2-0 la pauză. Claudiu Herea, jucător de picior stâng, și-a luat un elan scurt acolo, față în față cu portarul Andrei Voican. Claudiu Herea se apropie de balon, gol! 2-0, Claudiu Herea înscrie cu siguranță șutul său în dreapta portarului. Voican a plecat în partea cealaltă și Dunariul conduce cu 2-0. Așadar, Claudiu Herea își pune amprenta asupra acestei reprize, transformând penaltiul. Păcat cumva pentru echipa oaspete, deoarece pe o posesie au fost acolo ceva greșeli. Degajarea lui Andrei Voican, cred că a lovit mai mult pământul acolo și mingea n-a ieșit din careu la degajarea golkeeperului. A venit apoi penaltiul făcut de Tâlmaciu, 2-0. Arsenal Tunari pare să fie rezolvat deja de la pauză soarta acestui meci. Herea bagă primul piciorul la minge acolo, din Zătreanu se duce afară acest balon, degajat de Tâlmaciu. Repunere din tușă pentru Alba Albaștri. S-a aruncat, încearcă preluarea acolo Octavian Nedelcu. Interceptează mijlocașii lui Gabriel Manu și poate fi o nouă acțiune importantă cu Plumbuitu, care prea lung spre interior. Vincene Tom îl deposedează și este faultat apoi tot de către Plumbuitu. Nu-și mai au rostul aceste încrâncenări. Suntem la 3 minute distanță de pauză. Vincene Toma execută spre interior. Motroc urcă, pasă spre Darius Neculăiță, unul dintre juniorii echipei oaspete. Și asta trebuie remarcat, faptul că oaspeții joacă folosind o mulțime de tineri. Neculăiță născut în 2003, Tâlmaciu 2002, Măzărache 2004. Pe banca de rezerve, de asemenea, sunt jucători născuți în 2004, jucători care abia au trecut de vârsta majoratului și nu este neapărat acest lucru pentru a se respecta prevederea regulamentară, ci pur și simplu pentru că aceasta este tendința de câțiva ani încoace, ca la Liga a 3-a și Liga a 2-a să se folosească mulți jucători tineri. Iată ce ieșire frumoasă din apărare, Coman. Încă un dribling, ajunge în zonă centrală, poate să dea pasa pentru Marian Mihai. Interceptează din nou Coman, Marian Mihai. Faza se transformă într-una pozițională cu Plumbuitu, care trimite imprecis. Tâlmaciu. Da, e un pic de plumb turnat în ghetele oaspeților după al doilea gol încasat, după acea fază la care, culmea, posesia la un moment dat venise la Popejle Urdeni. Pe degajarea imprecisă a lui Andrei Voican a apărut acel penalti, faultul în care au comis de Tâlmaciu. Motroc. Până la Tâlmaciu, înapoi la portarul Andrei Voican. Frumos acel duel aerian lângă banda din stânga. Mihai Marian a primit acolo de la Claudiu Herea. E aproape pe tot terenul Claudiu Herea. E un jucător etalon, fără discuție. Simte jocul, vede
cu câteva faze înainte, să zicem, are perspectiva asupra ceea ce se va întâmpla și din acest motiv el cu Novak, de exemplu, perechea de mijlocași centrali au cam făcut legea în această repriză. O repriză din care mai avem teoretic jumătate de minut, nu cred că se vor acorda prelungiri pentru că a fost un joc foarte cursiv. O centrare prea lungă și este out pentru Popejle Ordeni în minutul 45. Minge prelungită cu capul pe spate acolo de Octavian Nedelcu. Onur Kaplan îndepărtează balonul din zona de contact, venise la pressing același Claudiu Herea. Stagnează un pic construcția și este un fault acolo la fundașul stânga, la Alexandru Stan. Sunt ultimele secvențe înainte de pauză, prieteni. Arsenal Tunari conduce Sport Club Popejle Ordeni cu 2-0. Minge lungă, iese Deveniș, prinde, fusese și offside. Arbitrii nu mai fluieră însă, pentru că balonul este în posesia portarului de la Tunari. Oșca urcă acolo, încearcă o minge lungă, dar imprecisă. Și este pauză, prieteni, pe stadionul Arsenal din Tunari. Echipa locală conduce Popejle Ordeni cu 2-0. Goluri marcate, vă reamintesc, de Zătreanu, minutul 22, și Herea din penalti, minutul 40. Ne întoarcem după un sfert de oră în care intrăm la un ceai cald și noi. We'll be right back.
We'll be right back.
Cine iese, Paule? Cine iese? Tunari, e triplă schimbare la Popești Leorden la pauză, ies jucătorii Boiangiu, numărul 20, Nedel cu numărul 9 și Tâlmaciu, numărul 16. În locul lor intră cu numărul 23 Mihai Lolescu, numărul 7 Alexandru Ivan și numărul 6 Mihai Sima. Așadar, nemulțumit de randamentul băieților săi, Valentin Ivan, antrenorul Popeștiului, face o triplă schimbare în minutul 46. Scorul este 2-0, să recapitulăm. 2-0 pentru Arsenal Tunari la pauză. Goluri marcate de Zătreanu, minutul 22, și Claudiu Herea, minutul 41, din lovitură de pedeapsă. Revenim și cu cele două formații. Așadar, Voican, Neculăiță, Motroc, Tâlmaciu înlocuit, cum spuneam, de Lolescu. Măzărache, Nicolae, Pătrașcu, Caplan, Vincene, Toma, Boiangiu, care a fost înlocuit de Sima, Nedelcu înlocuit și el de către Alexandru Ivan la formația popeșteană. În vreme ce, dincolo, Tunariul începe în poartă cu Harrison Devenish, Răzvan Coman, Oșca, Alexandru Gheorghe, Alexandru Stan, linia de apărare, Plumbuitu, Daniel Novac, Mitrică și cu Marian Mihai la mijloc, Claudiu Herea și Zătreanu în atac. Antrenor Gabriel Manu. A aruncat Darius Neculăiță din tușă, tot la el vine mingea, preia înapoi. O degajare acolo a lui Motroc, imprecisă, minge preluată în zonă centrală de Alexandru Gheorghe. Tot acesta continuă cu pasa către Plumbuitu. Intrarea lui în careu este însă stopată acolo de către fotbaliștii echipei oaspete și e offside aici, dacă ar fi ajuns mingea, însă poziția n-a mai fost semnalizabilă acolo la Florian Niculae. Alexandru Stan primește în propria jumătate de teren. Oșca. Din nou Alexandru Stan preia, îl depășește, locolește acolo pe Vincene Toma. O minge săltată pentru Mihai Marian, un doi frumos între aceștia. Și este o autopas aici, iată, a lui Paul Mitrică. Tot el se duce și preia mingea. Un coechipier era în poziție de offside acolo și s-ar fi ridicat. Ca la rugby, un balon de urmărire, Paul Mitrică scoate cornerul. Început din nou foarte agresiv, dar în sensul, cum spuneam, bun al cuvântului. Început bun de repriză pentru Tunari, care vrea să liniștească situația total. Un alt gol, un al treilea, ar avea darul să lămurească totalmente soarta celor trei puncte puse astăzi în joc și un șut care mușcă din transversală. Foarte bun șutul lui Claudiu Herea acolo, din drop cu piciorul stâng. Mingea, cum spuneam, a luat muchia transversalei, dar pe exterior. Portarul Andrei Voican n-ar fi avut nicio șansă dacă mingea era câțiva centimetri mai jos. O degajare lungă, duel aerian. Minge câștigat acolo de Daniel Novac, care încearcă imediat să pună pe contraatac. Foarte bine însă Lolescu, care reprimește în colțul careului. Lolescu a combinat cu un nou intrat, Mihai Sima, doi dintre cei trei jucători implicați în schimbările de la pauză. Motroc, minge lungă pe mediana terenului, Oș care spinge, Novac intervine și se autoaccidentează acolo. E avantaj cu Zătreanu în cealaltă jumătate de teren. Zătreanu, singur în partea stângă, driblează către interior, șutează peste poartă.
Între timp s-a ridicat și Daniel Novac, n-a fost nimic grav acolo. Arbitrul ploieștean a avut o scurtă discuție acolo cu Alexandru Stan. Nimic însă peste limite, să zicem. Din nou se aspresc un pic duelurile și n-ar trebui să se întâmple asta, pentru că jocul e unul liniștit. Cele două echipe, cum spuneam, sunt pe primele locuri în serie și foarte probabil, judecând după cum arată clasamentul de play-off, vor merge în semifinalele de baraj. Minge recuperată de Vincene Toma, care este faultat pe linia de margine, împins din spate de Gabriel Plumbuitu acolo. O lovitură liberă care urmează să fie executată de către Alin Pătrașcu, un jucător cu o foarte bună tehnică de joc și cu clar viziune la mijlocul terenului. Vine centrarea în interiorul careului, balon respins însă și se pleacă pe contraatac. Foarte bună pasa lui Zătreanu pentru Marian Mihai. Marian Mihai ajunge în careu, centrează în gura porții, gol! Gol, 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 gol! 3-0, contraatac, foarte rapid și este golul al treilea, care vine în minutul 51. Coman este autorul golului. Răzvan Coman, purtătorul tricoului cu numărul 3, înscrie minutul 51. Foarte frumoasă faza, care a plecat de la mingea respinsă cu capul din careu de Herea și apoi contraatacul foarte rapid și 3-0 pentru Tunari în partida derby a seriei cu Popești de Ordeni. Vincene, centrare din prima. Marchează pentru Arsenal Tânari cu numărul 3. Coman. 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 Încă o dată, aceeași tehnică de media folosită în timpul jocului de Crainic și corelația lui, conexiunea cu peluza. Foarte frumoasă și această idee, care trebuie remarcată, trebuie subliniată. Minge lungă, popeștenii încearcă măcar golul de onoare. E o echipă bună, Sport Club Popești de Ordeni, și foarte probabil rezultatul de acum este unul prea mare față de diferența totuși dintre cele două echipe. Niciun meci nu seamănă cu altul, să ne amintim acel 2-1 după ce Popeștiul a condus cu 1-0. Minge lungă, era în offside acolo Pătrașcu, dar balonul s-a dus către stânga și a fost preluat de Măzărache, însă aproximativă totuși acea preluare. Evident, la scorul de 3-0, partida își pierde mult din interes. E un fault acolo, dar se lasă corect clauza avantajului pentru progresia pe partea stângă a formației vizitatoare. Însă replierea alb-roșiilor este rapidă,
Acum arbitrul oprește jocul pentru a vedea care este starea jucătorului ce suferise faultul ceva mai devreme. Reamintesc ce fază frumoasă a fost la acel contraatac cu Zătreanu, care l-a lansat pe Maria Mihai, centrarea apoi în careu și gol marcat de tânărul Răzvan Coman în vârstă de 21 de ani. Gabriel Plumbuitu este mezinul echipei tunărene, născut în 2004. Zătreanu și el, unul dintre juniori, în 2003 este născut. Daniel Novac, 1987 născut, și Liviu Oșca, 1988, sunt veteranii echipei. Încă un atac în partea dreaptă, vine centrarea, balonul este respins, însă nu foarte departe, și un nou șut care este prins de portarul oaspeților, Andrei Voican. Zece minute trecute din mitanul secund, intercepție, Zătreanu scapă singur în careu, Zătreanu nu reușește să-l lobeze acolo pe portarul Andrei Voican, care a ieșit și a închis foarte bine unghiul. Recuperarea a aparținut lui Paul Mitrică. Alexandru Stan, o nouă recuperare, Onur Caplan luptă acolo, se menține pe picioare încă o dată, Onur Caplan se abține să faulteze în duelul cu Claudiu Herea. Plumbuitu a ajuns în partea cealaltă, combină cu Alexandru Stan, a cărui centrare este reluată cu capul de Zătreanu și de două ori îmbară mingea. Oho, ce fază! Ce fază! Zătreanu a lovit prima dată balonul, a respins portarul în bara transversală, iar a venit Zătreanu în careul mic și a dat din nou în bara transversală. Ce fază! Și a fost ulterior încă un șut al unuia dintre coechipieri acolo. Cred că Daniel Novac a avut și el golul de 4-0 în bocanc, însă a ratat din câțiva metri. Centrarea lui Alexandru Stan, vole din partea opusă, Zătreanu îl caută mingile pe atacantul de careu al Tunariului. Șutul său a fost respins și lovitură de colț de pe partea dreaptă pe care tot Zătreanu o va executa. Centrare lungă, bun stopul acolo, șutul cu piciorul stâng, Paul Mitrică trimite peste poartă, pe lângă poartă. Vincene Toma preia acolo. Un exercițiu de tehnică încercat de Vincene Toma, care obține aruncarea de la margine în favoarea echipei sale. Aruncarea din tușă, balonul ajunge iarăși la Vincene Toma în apropierea fanionului. O nouă ieșire devastatoare pe contraatac, iată ce spații Alexandru Stan pentru Plumbuitu, care și-a schimbat poziția, cum spuneam, este aripă stângă acum. Plumbuitu pasă pe jos, resping jucătorii echipei oaspete. O recuperare prin fault, însă acolo în fața careului, și rezultă lovitură liberă directă pentru Sport Club Popești Leordeni. Minge lungă acum. La
manageriată bine de apărare, care face față la această acțiune, o pasă cu capul către portarul Harrison Devenish. Și săptămâna viitoare se va juca vineri, înainte de Paștele Ortodox. Dunarul se va deplasa la Moreni, în vreme ce Popeșle Ordeni are meci acasă cu Real Bradu. Pregătită o schimbare acum în tabăra celor de la Popeșle Ordeni. Va ieși, am impresia, purtătorul tricolului cu numărul 4, Vlad Motroc. Ah, ba nu, nu, este... Cert este că intră Alexandru Păun, numărul 3. Alin Pătrașcu, purtătorul tricolului cu numărul 10, a ieșit în minutul 60, înlocuit cu Alexandru Păun în formația oaspete. A fost a patra modificare în echipa din Popeștile Ordeni. Au fost trei la pauză, aceasta este a patra modificare. Un duel aerian câștigat de Alexandru Stan, apoi Marian Mihai de Viaz afară. Încă jumătate de oră din partidă și pentru CS Tunari începe clar să se vadă semifinala, ușor, ușor, încă vreo două victorii dacă am calculat eu corect și locul de baraj este matematic adjudecat. În fine, vom vedea, pentru că oricum echipa lui Gabriel Manu, ați văzut, practică un fotbal foarte... estetic, foarte plăcut ochiului și chiar dacă acel obiectiv de a te califica în semifinalele barajului va fi atins înainte de încheierea play-off-ului, sunt convins că echipa va rămâne în priză. O centrare încercată de pe dreapta de Alexandru Ivan. Tot el va executa cornerul. Alexandru Ivan a fost acolo blocat. Nu, se pare că lasă pe Vincene Toma, care este capul limpede al celor de la Popeștile Ordeni, un fel de factotum în teren. Experiența și valoarea îi conferă aceste drepturi. Lovitura cu capul din interiorul careului, Motroc trimite însă imprecis pe lângă poartă și scapă Harrison Devenish, dar oricum e o fază la care ar trebui să se revadă așezarea apărătorilor, pentru că a fost găsit nepermis de liber în interiorul careului Motroc la această centrare din fază fixă. Același Motroc respinge prea lung. E o atmosferă așa, parcă de toamnă, să știți, bate vântul destul de rece aici la Tunari. Minge recuperată de Sima. Avantaj pentru formația oaspete. A urcat acolo cu mingea la picior pe un balon pierdut. Marian Mihai cu călcâiul pentru poziția viitoare ocupată foarte inteligent de Alexandru Stan. Acesta driblează, o frână. Alexandru Stan așteaptă învăluirea, dar până la urmă centrează. Balonul este respins de jucătorii echipei vizitatoare. Maria Mihai insistă acolo. Îmi place totuși această abordare profesionistă din ambele tabere, chiar dacă, iată, cu aproximativ jumătate de oră înainte de final, scorul este 3-0. Echipele joacă un fotbal plăcut ochiului, un fotbal frumos. Și cu siguranță spuneam că ambele vor merge în faza barajului. Cine știe, poate chiar acest meci se va reedita în finala pentru promovare. Sigur, până atunci vor mai fi două meciuri,
în turul al doilea și în turul al treilea de play-off între Popeșle Ordeni și Tunari, în etapa a patra și în etapa a șaptea se vor desfășura meciurile respective. Ba nu, în etapa a patra și în etapa a opta. 2-4-8, așa este. Onur Kaplan. Minge lungă. Să vedem dacă poate intra în posesie acolo. Nu, nu se întâmplă asta. Tânărul Darius Neculăiță. A fost o minge plasată prea departe de poziția lui. Degajarea lui Harrison Devenish, minge respinsă de Motroc. Sigură evoluția lui în apărare, însă nu e de ajuns ca un singur fundaș să joace bine. Trebuie toți. Să nu uităm că jocul s-a cam rupt la acel penalti din minutul 40, la o fază la care, sincer să fiu, și probabil nici ceilalți telespectatori nu se așteptau să existe un astfel de deznodământ după ce recuperaseră popeștenii acel balon. Novac înapoi la fundaș. Oșca, o pasă scurtă de câțiva metri pentru Mitrică. Triunghi de pase acolo, Novac. Foarte bună lansarea pentru Alexandru Stan, care a luat un picuț cam târziu startul. În fine, nu e de criticat niciunul dintre jucători la o astfel de fază. Rămâne 3-0 scorul și va intra Cosmin Lambru la prima oprire a jocului. Va fi prima schimbare operată astăzi de echipa Tunarilor. Dacă Arsenal Londra este pe primul loc în Premier League, Arsenal Tunari conduce în această serie. Intervine Stan și scoate mingea în afara terenului. Cel care iese din teren este Marian Mihai, care merită aplauze, înlocuit cu Cosmin Lambru. Aplaudat Marian Mihai de publicul prezent la această partidă. Suntem la mijlocul reprizei, o lansare în adâncime, semnată acolo de către Alexandru Ivan. Are loc prima schimbare la Arsenal Tunari. Intră cu numărul 23, Lambru. Și iese de pe teren cu numărul 22, Mihai. Suntem la mijlocul reprizei, spuneam, prieteni, minutul 67, intrăm în minutul 68. Va fi ultima schimbare, în curând și la formația popeșteană va ieși Vincene Toma, din câte mi-a spus Paul Terteleac, fost arbitru de primă ligă, pentru cine își mai aduce aminte de acele timpuri, acum în managementul echipei din Popeșle Ordeni. În locul său va intra Lacuris Papanicolaou. Iată, un nume grec în tabăra Popeștiului, pe lângă Onur Kaplan, care are rezonanțe turcești, e jucător titular în formația oaspete. Iată-l pe Onur Kaplan în posesia mingii. O lansare, iese Harrison Devenish la marginea careului, boxează de la nivelul solului, mai rar se vede așa ceva. S-a împiedicat acolo de el atacantul oaspeților și este momentul să vedem acea schimbare de care vă spuneam. Vincene Toma va fi înlocuit cu Lacuris Papanicolaou.
Destul de repede Alex Valentin Ivan și-a epuizat toate cele 5 schimbări, sigur, pentru Popeșile Ordeni să fie condusă cu 3-0, chiar dacă pe terenul liderului e o situație inconfortabilă și de aceea Valentin Ivan s-a gândit probabil să încerce o revoluționare totală a jocului încă din minutul 46, dar acea rețetă a funcționat, să spunem, parțial. A început să și picure la Tunari, asta mai ne lipsea, să avem și un pic de ploaie acum. Spuneam că e un vânt foarte rece care zbicește tricourile jucătorilor. Motroc intervine acolo și trimite mingea imprecis. Noul capitan al echipei oaspete este Mihai Lolescu după ieșirea lui Vincene Toma. Acum avem schimbare la Tunari, va intra Bogdan Barbu cu numărul 10 și va ieși Claudiu Herea, care merită standing ovations ca pe un stadion mare. Galeria anunță și schimbările. Cum spuneam, e un lucru de culoare care merită menționat. Poate că Liga 2.ro va scrie despre acest lucru, despre conexiunea Crainic-Galerie la Tunari în acest derby, din care mai sunt 20 de minute. Vă repet, este un derby care se joacă vineri. În general, Tunariul joacă sâmbătă pe teren propriu. E un derby care se joacă vineri pentru că oaspeții sunt în straie de sărbătoare. Majoritatea populației este romano-catolică acolo la Popești de Ordeni și de aceea, fiind Paștele Catolic o săptămână mai devreme, au solicitat devansarea meciului pentru această zi. Un cartonaș galben pe care l-a văzut Florian Niculae. O intrare iarăși tare, care nu știu dacă își mai avea rostul, o ploaie de cartonașe galbene care ar putea să fie la un moment dat importantă, să zicem așa, deoarece cartonașele se acumulează și produc etape de suspendare, știm bine reglementările în vigoare ale Federației Române de Fotbal. Dacă nu s-a schimbat nimic, la 4 galbene stai o etapă de suspendare, apoi se tot scade această sumă la al 7-lea, la al 9-lea. Cartonaș galben, tot așa, e etapă de suspendare. Prinde portarul Voican această minge, centrată direct pe spațiul porții. Vine apoi o degajare lungă, balon deviat acolo cu capul de către Florian Niculae, dar par mai mulți pe teren al roșii, tocmai pentru că nivelul de pregătire fizică probabil este superior și determinarea, faptul că joacă pe teren propriu în fața suporterilor, este la fel un aspect important. Reamintesc că etapa viitoare se termină turul 1 de play-off. La Moreni se va deplasa formația din Tunari, în vreme ce Popeștiul va găzdui pe teren propriu partida cu Real Bradu. O contra acolo, în zonă mediană, balonul ricoșează în afara terenului. Suntem în minutul 73 deja. A înghețat tabela la propriu și la figurat după acel gol foarte frumos pe contraatac semnat de Răzvan Coman în repriza secundă. Oșca iese foarte bine la pasă în linia de margine. Alexandru Stan se demarcă, schimbă de-a latul terenului cu colegul său Alexandru Gheorghe. Răzvan Coman pentru Paul Mitrică. O fază acum care capătă verticalizare, se ajunge în careu. O minge centrată pe partea opusă, ținută în teren,
de Zătreanu, un playmaker. Cred că este meciul lui astăzi, dacă s-ar acorda titlul de cel mai bun jucător al meciului, l-aș vede pe Zătreanu favorit la această distinție. Daniel Novac dirigează balonul spre partea dreaptă și un șut care era gata-gata să intre pe fereastra construcției nou apărute acolo la peluza tunurilor. Înțeleg că va fi un mini-hotel pentru sportivii clubului din Tunari, aflat în construcție. Și mare ocazie pentru formația din Tunari, șutul în bara porții. Mare șansă pentru Cosmin Lambru să ridice diferența la 4-0. Noul intrat a fost găsit în careu, tot el acolo recuperează. A avut nevoie să ridice piciorul sus acolo Novac, dar încă mai are acea mobilitate inghinală necesară fotbalului de performanță și a controlat ușor acrobatic acel balon. Un fault lângă linia de margine și am intrat, prieteni, în ultimele 15 minute ale partidei. Arsenal Tunari conduce cu 3-0. Harrison Devenish repune balonul în circulație. I s-a solicitat asta de către coechipierii din câmp să nu stea să treneze foarte mult cu balonul în propriul careu. Alexandru Stan cu pieptul până la Oșca. Din nou Alexandru Stan primește de la portar, de la Harrison Devenish, și intervenția un pic prea rigidă a lui Alexandru Păun, care deși a intervenit pentru a deposeda, cred că putea să dea pasă, nu neapărat o degajare imprecisă. Liber Zătreanu cerea acolo, dar era cam lungă acea diagonală care să vină dinspre partea dreaptă de la Răzvan Coman. S-a preferat o acțiune cu plumbuit în partea dreaptă, a driblat acesta foarte frumos. O centrare care îl caută pe Zătreanu, boxează portarul oaspeților și Barbu, este gol! Este gol! Un șut al lui Barbu care nu ajunge în poartă, dar plumbuitul de lângă rădăcina barei deviază poziție corectă. 4-0, minutul 77, al patrulea gol marcat de formația lui Gabriel Manu. Câte două pe repriză este norma Tunariului în această partidă derby, care trebuie să recunoaștem este câștigată virtual momentan la o diferență mai clară decât se aștepta probabil cel mai optimist suporter al Tunariului. 4-0, gol marcat de Gabi Plumbuitu din pasa lui Bogdan Barbu. O pasă șutată, să spunem așa, și Bogdan Barbu își trece în cont un asist, gol marcat de Gabriel Plumbuitu. Da, zarurile sunt aruncate, minutul 78 al partidei, 4-0, dragi prieteni, o victorie categorică în acest match derby care consolidează poziția de lider în play-off-ul seriei pentru CS Tunari. Vor fi însă în continuare meciuri grele, pentru că știți cum este, toată lumea vrea să bată echipa lider.
Popeștiul luptă pentru onoare, o pasă cu călcâiul acolo, ninge care a revenit în posesia aceluiași fotbalist. Era vorba de Florian Niculae, care mi-a plăcut astăzi. Sunt câțiva fotbaliști de la Oaspeți care s-au remarcat, au fost bine integrați în combinațiile echipei lui Valentin Ivan. Zătreanu foarte aproape de a recupera. I-a sărit însă mingea din gleznă peste linia de margine. Vor fi schimbări pe această secvență de final a meciului. Vor fi trei schimbări care se vor opera. De fapt, ultimele la care dă dreptul regulamentul post-pandemic. Un fault aici, o venire din spate, din lateral și este momentul schimbărilor. Cele trei de care vă spuneam vor intra Pârvu, Badea și Stoian. Ies de pe teren Novak, Coman și Mitrică. Ar mai fi cam 10 minute până la final. 4-0, cum spuneam, pentru Tunari. Reamintesc golurile marcate de Zătreanu, minutul 22, Herea, minutul 41, Coman, minutul 51 și Plumbuitu, minutul 77. Iar acea triplă schimbare se produce, se operează chiar acum. Au intrat cei trei nominalizați pentru ultimele 10 minute de joc. Poziție de offside semnalizat acolo de la margine. Indirectă deja executată de cei de la Popești, care spuneam încearcă să accelereze ritmul în căutarea golului de onoare. E, asta nu e o scandare care să-mi placă din partea peluzei. Adversarul trebuie respectat chiar și atunci când îl bați cu 4-0. A ieșuat acea fază pentru formația vizitatoare și Harrison Devenish se pregătește să repună. În careu mingea la Oșca, altă dată astfel de repuneri în propriul careu nu erau admise, trebuia mingea să iasă de acolo. Ne vom delecta din nou cu anunțul crainicului, ajutat de galerie. Se vor anunța toate cele trei schimbări. Ne întrerupe Zătreanu pentru că marchează golul al cincilea. Să-l văd acum pe crainic pe unde scoate cămașa. Gol Zătreanu, 5-0, șut puternic din careu, minutul 82 și scorul ia proporții. Minutul 82 este cel în care s-a marcat. Da, e una dintre acele scene foarte frumoase care se pot întâmpla numai dacă ești acolo și le vezi. 5-0 pentru formația din Tunari. Dublă Zătreanu, spuneam. Omul care mi s-a părut cel mai bun de pe teren astăzi. Mi se scandează numele la scenă deschisă și ne pregătim de finalul meciului. 5-0, totuși e un scor prea sever, zic eu, față de așteptări, față de modul cum până acum s-a comportat Sport Club Popești de Ordeni. La fel un club serios, ca și cel din Tunari de altfel. Un club care în continuare, în pofida acestui duș rece, speră la o prezență cât mai agreabilă în semifinalele barajului de promovare pentru Liga a doua. Iar celelalte meciuri, în special cel de la Popești, nu va fi ușor pentru Arsenal Tunari.
chiar dacă spuneam diferența se mărește, erau 9 puncte înaintea acestei partide, se vor face 12 acum între cele două echipe care se află pe primele două poziții și se cam conturează deja semifinalele de baraj. Arsenal Tunari, Farul 2 Constanța, respectiv CSA Fumați, Sport Club Popești Leordeni. Asta deși mai avem încă 7 etape până la încheierea fazei play-off. O încercare acolo a lui Alexandru Păun de a devia din prima. O ciocnire, s-au dat cap în cap Liviu Oșca și un jucător de la Popești Leordeni, nu-l văd, nu-i văd numărul de fapt. Da, acum am sesizat cine este, e Lacuris Papanicolaou. S-a dat fault pentru echipa oaspete, 5 minute și jumătate până la încheierea partidei. Are farmecul lui, are savoarea lui fotbalul jucat în ligile a treia, a patra, mai jos chiar. Lovitură liberă executată cu efect, dar departe de vreun coechipier. Florian Niculae este un jucător tehnic, însă acest tir trebuie un pic reglat și mai degrabă trebuie sincronizată plecarea oamenilor din fața careului. Zătreanu aproape să fie deposedat de Păun. Zătreanu, ținut de braț, obține faultul. Tot Zătreanu execută înapoi la portar. Vrea să facă totul Zătreanu pentru a nu mai avea contracandidat la acel titlu onorific de cel mai bun om al acestui meci derby cu Sport Club Popești Leordeni. Barbu, foarte frumoasă schimbarea de direcție. Măzărache, cred că a atins acolo mingea cu cramponul și a deviat-o afară. Minge recuperat acolo și un fault cam tare. Nu mai au ce să caute astfel de faulturi la 5-0 în minutul 87. Mai vine un cartonaș galben. Lacuris, dacă nu mă înșel, este cel care l-a luat. A dat semnalul pentru a se executa lovitura liberă. Minge respinsă de Onur Caplan. Alexandru Stan pentru Zătreanu. Minge ținută. Nu e ținută în teren. A ieșit afară și va fi repunere din tușă pentru Sport Club Popești Leordeni. S-a întins acolo Stoian, Alexandru Stoian, după acel balon. Alexandru Gheorghe pasează, fault comis de noul capitan Lolescu. Mică,
driblează Bogdan Barbu, care e un jucător tehnic, care are și ceva probleme acum. Centrează Zătreanu cu piciorul drept de pe partea stângă, poziție un pic nenaturală, dar centrarea n-a ieșit rău. Lovitură de colț pentru Arsenal Tunari cu un minut și jumătate înainte de încheierea partidei. Barbu reprimește, o nouă fentă, îi transmite iarăși lui Andrei Zătreanu, care centrează din colțul careului mare, boxează portarul, un duel aerian câștigat de Albalbaștri, o încercare de ieșire pe contraatac a lui Alexandru Ivan. Sima, înapoi pentru Motroc, Onur Kaplan, întâmpinat acolo de Ionut Spârvu. Zătreanu deposedează în propria jumătate de teren, combină cu Barbu, care este controlat un pic de Onur Kaplan. A plecat de acolo mingea, s-a stins și începutul de conflict dintre cei doi. Oșca primește, Barbu avansează în cealaltă jumătate de teren, fostul mijlocaș de la Academica din Clinceni și el cu minute în prima ligă. Două minute suplimentare a arătat arbitrul acestei dispute. Alexandru Stan pierde acel balon, dar contează mai puțin. Să le urăm oaspeților din Popești de Ordeni Paște fericit, pentru că, spuneam, lumea catolică este în prag de sărbătoare pascală. Se ciocnesc ouă roșii la Popești de Ordeni. Echipa nu era. Poate că acest scor de 5-0 este mult prea sever față de capacitatea de joc a elevilor lui Valentin Ivan. Mitroi saltă mingea pentru preluarea cu talpa ca la futsal, acolo a lui Alexandru Păun. Iarăși o minge lungă, o lansare spre careul advers al lui Mitroi, preluarea de lângă Oșca, dar înapoi balon recuperat de Tunăreni. Și așteptăm fluierul de final, 5-0, reamintesc într-o scurtă recapitulare. Zătreanu a deschis scorul minutul 22, Herea din penalti a făcut 2-0 minutul 41, gol care a fost practic un punct de inflexiune în meci, offside aici la Zătreanu. Coman a ridicat tabela la 3-0 minutul 51, Plumbuitu minutul 77, 4-0 și Zătreanu a marcat ultimul gol în minutul 83, cel care a deschis tabela, iată, ca și închis-o în acest derby între primele două clasate din play-off-ul seriei a patra. Altfel, un meci care poate fi catalogat mai mult decât agreabil, peste media valorică a ligii a treia. Badea foarte bine deschide acolo în dreapta, vine o centrare care zboară spre colțul lung al porții apărate de Andrei Voican. Și scor final, Arsenal Tunari, Sport Club Popești de Ordeni 5-0, victorie fără dubii. Încă o dată, Paște fericit oaspeților de la Popești de Ordeni. Cristian Frisc, în numele echipei de transmisie și al clubului sportiv Arsenal Tunari, vă mulțumește, prieteni, pentru atenție. Ne pregătim și de Paștele Ortodox săptămâna viitoare. Toate cele bune, să aveți o primăvară așa cum vă doriți. Picură un pic noi.